la Game Jam. Veniți să facem jocuri. O să vă arătăm 6 jocuri care s-au făcut în 24 de ore. O să am nevoie de ajutorul vostru. Jocul vostru se numește? Metal Fist. Ideea e că el trăiește pe fundul mării. E un pește care are un angler fish, care are un bec deasupra. Și cu becul acela poate atrage peștișori mai mici cu care să se hrănească sau chiar și prade care îl vor omorâ. Să mergem la următorul joc și vreau să discuționăm pe băieții de la Gertrude. Se numește Diva Diva, este vorba despre un castor numit Scorburică, care este îndrăgostit și el este blocat în centrul planetei sale. Trebuie să iasă la suprafață. Trebuie să colecteze o serie de item-uri contrativi. Partea tricky e că, la un moment dat, controlele se schimbă. Stânga devine dreapta, dreapta devine stânga, sus devine jos, iar dreapta viceversa. Devine foarte challenging și frustrant de fun. Matei, hai cu asta, să vorbim despre jocul tău. La noi e super simplu, este un joc, o zi normală la birou, în care tu ești acest băiat numit Steve, trebuie să printezi niște hârtii, numai că tot ceea ce faci e pe droguri. Adică e atât de simplu. Practic, în funcție de drogul pe care îl iei, o să poți să îndeplinești niște task-uri. Dacă fumezi o chestie, nu o să o pomenesc aici, dacă cine știe cine ascultă. De exemplu, o să râzi la glumele colegilor. Dacă nu râzi la glumele colegilor, nu poți să ajungi să-ți printezi hârtii. În esență, asta e, o zi la birou pe droguri. Și a trecut, drogurile nu sunt totul. Nu uite ca să ne uităm la birou pe droguri. Putem să ne uităm la următorul joc. Jocul se numește Magic Mushroom, e o combinație 2 de animații și atât de bucurinte. Singurul mod de a progresa este de a trece dintr-o lume în alta. Și avem două lumi, lumea în care e lumea normală și lumea întunecată, unde practic toți oficialii devin demoni. Și povestea nu o puteți afla decât ajungem la sfârșit. Jocul a fost superb, e aproape dublu jocul ăsta, pentru că are două lumi. Hai să ne uităm la următorul film, Skate Games, hai pe scenă! Jocul ăsta este un joc de bătălie între două setii. Fiecare set este vulnerabilă la cercarea celelalte. Ajutate de asta, un dash mic și niște power-up-uri, jocul este un joc de combat battle de asta. Felicitări! Mai avem o echipă. Să vină pe scenă cu Team Gaming, vă rog. Ok, hai să vă explicăm. Ca să înțeleagă toată lumea, noi am avut ca temă toate echipele, deci suntem în subteran, pe sub apă, under the surface. Am avut de făcut jocuri care sunt sub suprafață, în interpretarea fiecărei echipe. Noi am făcut un joc interogator. Am făcut un joc în care animărurile sunt sub suprafață, în care tu ești interogatorul care are de folosit mijloace mai mult sau mai puțin ortodoxe, poți te prietenești cu interogații, poți să-i prinzi cu minciuni, poți să afli lucruri de la el. Trebuie în 5 minute să afli unde e o bombă. Dacă știi ce să întrebi, cum să întrebi, cum să te împrietenești cu ei sau cum să-i sperii, afli, îți alegi orașul. Mai faci un telefon zgomot, vă rog. Să vă spun, câștigătorul Amber Jam-ului de anul ăsta din 2016 sunt K-Game, Guzguido, Mihai Vironcoace, băieții de la K, veniți pe scenă, băieții de la K, hai!